faci studii bune, calitative și să fii gata să răscori munții. Noi venim cu surpriza, mămica ta și surora ta, care sunt departe, dar totuși te iubesc și această zi pentru ei este o mândrie. Țin să te felicite cu această ocazie și te-am chinat o mulțumă de noi. De aceea, uite, ai o tortă, vestea care îți aparține este pentru tine, te rog să-l primești și de seară cu colegii, cu familia, să o servești natural. Și tot știm că curând o să fie magia. De aceea, o șampanie pentru ziua ta de naștere. Și cum sunt mamele și surorile mereu au grijă ca să ai un aspect frumos, la fel, ceva cum vă păpesc pentru fericirea personală, te rog să o ții dacă nu ții eu. Ți-am scris și un mesaj și eu am să-l citesc. Dragul meu frățior, astăzi este o zi importantă pentru tine, dar și pentru noi. Ziua în care ai primit o diplomă cu ocazia finisării frumoșilor ani de studii. Știi de ce e importantă? Pentru că peste câțiva ani îți vei aminti cu drag de perioada vieții cu care nu te mai întâlnești, așa că, da, vreau să-ți urmezi visele și să ajungi acolo unde îți dorești. Noi suntem mândri de tine și vom fi mereu acolo când ai nevoie de ceva. Să nu uiți, se apropie și ziua ta, așa că ai o mie de motive să zâmbești. Succese la infinit, te iubim și te cuprindem, dragul nostru, cu drag, sora ta și mama. Poți să le transmiți cuvinte de mulțumire și să le transmiți emoțiile și bucuria ta care o simți astăzi. Vreau să le mulțumesc pentru așa o surpriză frumoasă și foarte plăcută. Să le zic că le iubesc și țin la ele enorm de mult și le doresc multă, multă sănătate, fericire, mulți ani înainte și succes în tot ceea ce fac. Și tu neapărat o să fii mândria lor în continuare, așa? Da. Și le aștepți acasă. Da, le aștept acasă, nerăbdare. Here, in the wake of dawn, I see you shine.